Salutare toată lumea și bine ați venit la un nou episod din Alianța Minerilor, iar înainte să începem, v-aș ruga să apăsați și voi butonul de like. Ei bine, hai să vă arăt ce am mai făcut pe Alianță în timpul în care voi nu ați mai prea văzut episoade, deoarece am făcut o mică pauză cu Alianța, nici n-am prea intrat, nici nu am prea jucat. Ei bine, hai să luăm ăsta galben, avem așa puțin galben, probabil o să fie nevoie să mai mergem să mai luăm. Hai să vă arăt ce am făcut. Ei bine, vedeți fântâna asta arteziană. Am încercat în livestream-ul de acum o săptămână și ceva să fac ceva mai ca lumea, dar nu mi-a ieșit. Așa că, na, vedeți aici cartofii. O să-i las aici momentan. Sunt o grămadă de cartofi în majoritatea chesturilor, doamne, furnalelor. Am făcut camera asta de furnale, unde o să pun mereu furnalele în funcțiune, bine, nu chiar mereu, când am ceva de prăjit. Și totul într-o fântână arteziană. Deci, da. Dacă mergem aici, vedem că numai chestia aia mov pe jos. Am zis să o dau jos și să pun clay galben, pentru că dacă tot s-a găsit clay, biom de clay, să fie ceva mai special aici. Așa că o să mă apuc să pun clay galben. Zic eu că ar arăta mult mai bine. Arată mult mai bine clay-ul ăsta decât decât Nether Rack, sau cum se numea, nu cred că Nether Rack, Nether Brick. Așa, Nether Brick. Arată mult mai bine și chiar arată bine rău, bine rău. Arată bine. Probabil nu o să ne ajungă ăsta galben, dar o să mai merg să mai strâng dacă o să mai fie nevoie și na, dacă o să mai strâng o să fie perfect. Stai așa să mai punem, o să-l folosesc pe tot ăsta și după aia o să mergem să vă arăt și vouă biomul de mesa în care stă și Vovo. Bine, stă pe acolo pe undeva. Hai să-l punem măcar așa pe câteva rânduri, iar după o să mă duc să mai strâng. Am pickaxe cu efficiency 3 parcă și fortune 2, destul de slăbuți mi-a căzut, adică na, dacă era un efficiency 4 poate și un fortune 3 era perfect rău, dar na. Așa să-l folosim random, îi bun, cât de cât. Să punem tot clay-ul pe care, tot clay-ul care ne-a rămas. Arată chiar bine clay galben pe jos aici. Adică, na, chiar n-arată deloc rău. Au o grămadă de fire aici. Du-te, frate, du-te. Da, cum ați auzit scaunul, arată chiar bine. Și arată mult mai bine decât mov-ul ăla, sincer, nu-mi plăcea mov-ul. Adică îmi place culoarea mor, nu e o culoare urâtă, dar nu arăta bine deloc aici. În plus, ăla e material de Nether, nu pentru casa mea. Hai să pun atâta. Să mai pun și aici puțin. Și să-l pun ăsta 19, uite, pe aici. Ca să mai fie puțin. Uite, hai să punem și aici, ca să nu, arate foarte urât. Deși arată foarte urât. Bun, atâta, de atâta ne-a ajuns. O să mergem acum în biomul de clay să vi-l arăt și vouă. De ce nu am sunet la Minecraft? Bă, frate, eu am sunetul pornit, dar văd că nu vrea să aibă sunet. Hai să mergem să vă arăt. Se duce prin Nether. I-am ajutat și-o puțin pe Vovo și pe Banana. I-am ajutat să facă chestia asta. Bine, pot să zic că am făcut și eu destul de mult. Nu, aoleu. Nu că i-am ajutat pe ei, i-am contribuit, na. Așa, mergem prin ăsta lui Banană, ăsta e lui Banană, dar biomul de clay, mesa, trebuie să mergi tot prin ăsta lui Banană ca să ajungi la el. Hai să mergem, o să dureze ceva, dar sper să nu vă plictisiți. Vedeți că nu am facecam, ei bine v-am zis, nu o să fie fiecare clip cu facecam, doar atunci când simt eu nevoia de facecam o să fac și facecam. Pentru că OBS-ul scade mult din calitate și nu-mi prea place, așa că nu o să folosesc mereu OBS, doar când o să fie nevoie. Dacă vă întrebați de ce se vede așa mișto, nu știu, mie mi se pare că se vede super mișto Minecraft-ul. Ei bine, am setările maxim, cred, sau ce ai genul. Am fancy, am smooth lighting pe 100% și îmi place mult cum arată. Bun, și aici când mergi la Banană vedeți dintr-o dată un drum încolo. Ei bine, pe aici e drumul spre mesa. Nu înțeleg de ce au vrut să se chinuie atâta Banană cu Vovo și uitați-vă, au pus două culori, una alta,
una în alta, doamne. Una și alta, adică alb și negru. Și sincer, eu n-aș fi avut răbdare, adică, da, și eu am ajutat să minez și să construiesc tavanul pe aici, dar totuși. Dacă vă întrebați de texture pack, nu e texture pack-ul meu, e texture pack-ul lui Vovo. Probabil nu o să, nu e public și nu o să vi-l pot da și vouă, dar na, acum până la urmă e un texture pack. Nu se vede texture pack-ul așa mișto cum se vede la mine mișto pentru că uitați, am fancy, am smooth lighting pe minim și 100%. Și ăsta e motivul pentru care se vede atât de mișto. Oricum uitați-vă ce mișto arată inventarul. Chiar arată destul de interesant, însă na. Deja am văzut la prea multă lume chestia asta și nu mai are atât de mult farmec precum avea într-o vreme, poate. În fine. Hai să mergem. Hai odată să ajungem. Deci, dacă dați smooth lighting-ul pe 100% și puneți pe minim, o să se vadă Minecraft-ul super mișto, bine și fancy. Chiar îmi place mult cum se vede și acum joc mai cu mai mult chef de joc Minecraft, pentru că se vede chiar ok. Uite, aici sunt două portale, odată un ghast, parcă peste asta și s-a format asta. Nu contează. Hai să vă arăt biomul de clay. Uitați-vă și voi aici. Asta e și casa lui Vovo, cred. Aolo, ce are aici? Nu vreau să vă dau spoilere, sper că nu am dat spoilere. Dacă am dat spoilere, chiar îmi pare rău. Bă, uite care planuri mari. Vreau o casă imensă din câte văd. Și pe aici intrai în... uite, deci toată asta a fost minată de mine, Vovo și Banană. Deci puteți să vă dați și voi seama cât de mult a durat să minăm toată chestia asta. Bine, eu n-am venit de la început, dar totuși, aoleu. Du-te, frate, du-te. Am un arc cu power 1. De când nimic, măcar power 1 să aibă. O să mă duc să minez culoarea galben. Galbină. Uite că l-am nimerit. L-am nimerit. Perfect. Rect. Glumesc. Uite, văd acolo culoarea galbenă. Hai să mergem acolo. Chiar dacă sunt o grămadă de mobi, îi și geo pe server, din câte am înțeles, filmează. Wow. N-am nimerit pe nimeni. Nu știu ce încercam să fac. Din câte am înțeles, filmează și geo. Dar, na, asta nu ne oprește să filmăm pe noi. Pentru că el filmează. Du-te, frate. Perfect, hai să minăm aici, hai să punem niște torțe să se vadă cât de cât pe aici. Cred că tot eu am minat asta, sau nu știu exact, dar oricum, hai să minăm, să mai luăm niște clay. Aoleu, nu știu cât de mult loc avem în inventar, dar o să păstrez mai mult astea galbene, pentru că de astea avem nevoie, în primul rând, pentru a face podeaua din casă, parchetul, podeaua, nu știu, clay-ul ce poate fi podea sau... Bă, având în vedere, cred că e ceva gresie, nu știu. Sincer, nu știu cum se traduce clay. Adică e clay? Sau gresie? Nu știu. Adică dacă se sparge cu pickaxe, îmi dau seama că nu e ceva gen lemn. Pentru că, na, lemnul s-ar sparge cu toporul. Deci e ceva... Uite că a ieșit Geo, probabil a terminat de filmat. Oricum, o filmat destul de mult, cred că vreo jumătate de oră o filmat. Și nebun. Sau nu știu dacă o filmam mereu, dar eu de un jumătate de oră îl văd pe server. De când am intrat eu am făcut level 30. Văd că a intrat iară. Am făcut level 30 să reușesc să-mi pun un enchant pe un pickaxe ca să nu mă mișc atât de greu. Și uite, deja avem un stack și ceva. Am putea merge așa să minăm. Sincer, e super că a găsit a fost găsit biome de clay și chiar mă bucur de chestia asta. Acum putem să facem mai multe construcții. S-au găsit și jungle. Vovo le-a găsit și chestia asta e șmecheră rău pentru că, na, junglele sunt mișto rău. Mie îmi plac junglele și copacii de junglă, aoleu. Sunt preferații mei. Știu că are Snake acasă niște copaci de junglă. Așa că o să mergem la el și o să luăm sapling-uri, o să încercăm să-i înmulțim, să îl punem înapoi și să luăm și niște sapling-uri. Am văzut că nu are prea mulți, dar nu contează. Tot are câțiva acolo, încât să-i înmulțim.
Ok. Pe live stream am mai luat niște lemn de la Snake de junglă, dar nu prea mi-a dat aia sapling-uri și n-am prea reușit să-i înmulțesc, dar nu contează. Frate, cât clay trebuie să luăm? Avem două stack-uri. Nu vreau să iau nici prea puțin. Ce face geul ăsta? Tot intră și iese, ești nebun. Nu vreau să iau nici prea puțin, dar nici prea mult. Adică, na. Nu prea îmi dau seama cam de cât am nevoie pentru a termina locul ăla. Și dacă iau prea puțin, e aiurea că mai trebuie să venim o dată. Așa că o să iau de cât avem nevoie, nu știu exact de cât avem nevoie. Oricum, na. Sper să ajungă. Și vreau să-mi ziceți într-un comentariu dacă vi se pare că se vede mai bine cu setările astea la Minecraft, cu Fraps-ul, pentru că OBS-ul, ca să fac facecam, se vede destul de nașpa. Vreau să-mi ziceți dacă vi se pare că se vede mai bine, sincer. Și da, dacă se vede mai bine, o să fac din când în când survival games-ul probabil și alianța fără facecam, iar minigames-urile cu facecam, pentru că na. Bine, și alianța poate o să mai fac cu facecam, dar survival games-ul nu cred. Adică na, poate o să fac și survival games-ul, dar nu mereu. Pentru că e greu cu facecam. Îi nașpa, nu pot să mă concentrez la survival games știind că trebuie să stau într-o poziție să nu mi se vadă doar ochii, să nu mi se vadă doar fruntea, știi? Și chestia asta e aiurea, dar na. Cum fiecare cum poate să joace, pentru că na, până la urmă nu toți jucăm în același fel. Adică cel puțin eu la survival games, dacă nu stau într-o poziție ciudată pe scaun, nu pot să joc ca lumea, frate. Avem noroc cu pickaxe-ul ăsta, că altfel am murit de plictiseală. Bine, și așa muriți probabil de plictiseală și îmi pare chiar rău, dar na, cam asta trebuie să facem și nu prea îmi permit să joc off-camera foarte mult, pentru că am examen în câteva zile și am zis totuși, bă, hai să nu vă las fără episoade și să filmez niște alianță, pentru că na, până la urmă trebuie și niște alianță. Să mai pun, pentru că n-am pus de mult și da, v-am zis, facecam o să fie din când în când, nu mereu. Bine, în majoritatea timpului o să fie facecam, dar din când în când și fără, știi? Adică, na, nu fac tot cu facecam. Dacă asta vă întrebați. Și v-am și zis că nu o să fie orice fac eu cu facecam, dar, na, sper că ați înțeles. Și nu o să fiți acum ceva gen, nouă, nu-i facecam, fraiere, eu noi voiam facecam. Dacă voiați facecam, îmi pare chiar rău, nu o să fie mereu facecam, din când în când v-am zis o să mai fie și fără. Pentru că, na, nu e așa ușor să filmezi cu facecam precum credeți voi. Adică acum depinde, dacă ai un web și un PC, e mai ușor așa, dar la mine cu laptopul e nașpa, că nu-i poziția webului ca lumea și nu-mi place, chiar nu-mi place. Așa că dacă o să-mi iau în viitor un PC, și o să-mi iau în viitor, nu știu exact când o să se întâmple chestia asta, pentru că nu prea reușesc să strâng bani, pentru că eu stric mulți bani pe prostii și na, nu prea reușesc să strâng. O să vă anunț și o să facem facecam la fiecare clip. Până atunci, mai puțin. Hai să minăm așa pe aici, pe aici, pe aici. Bă, deja nu mai mâncam în inventar. Aruncăm astea. Sper că n-am pierdut pe aici niște clei galben, pentru că nu-mi place să pierd cleiul. Nu-mi place să pierd cleiul, ești nebun. Hai să le iau asta așa. Și probabil asta o să fie ultimul clei pe care o să-l iau, adică am deja paulo, 5 stack-uri și ceva. Cu siguranță e suficient. Mai mult decât suficient chiar. Hai să luăm asta așa și plecăm. Hai să iau și asta. Să mai facem un stack, dacă tot avem 40 ceva acolo, să ne terminăm stack-ul. Oh, uite, perfect, luăm asta așa până se umple stack-ul 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. Ha! Erau 65 de fapt, dar e ok și așa. Hai să plecăm înapoi acasă, de unde am venit. Și să terminăm construcția de acolo. Știu că o să vi se pare episoadele foarte plictisitoare, poate din alianță, dar așa o să fie, din păcate, următoarele episoade, până o să termin cu examenul. Pentru că v-am zis, mie și așa mi-e chiar frică, nu vreau să fac
N-am, nu știu, vreau să fac cât de cât ca lumea la examen. Unde-i frate chestia aia? Unde-i casa? Hai să punem pe 16, na, 17. Că nu văd nimic. Acolo era casa? Hai, faceți-vă ce am curilor. Că vreau să văd și eu unde era casa. Frate, nu mai știu unde era casa. Asta e dirt. Da, asta e dirt normal. Nu înțeleg ce caută dirt. Bine, na, să crească copacii, dar totuși. Unde era casa aia? Nu, nu știu, nu știu, chiar nu. Bă, unde ar putea fi? Hai să gândim logic. Clar, pe aici undeva, probabil, dacă mă duc tot pe aici. Aolo, aolo, ce fac? Țineam click dreapta ca să mănânc pâinea. Nu știu ce am pâine la mine, adică poate fac am vreo aproape un double chest, prin cu cartofi și eu umblu cu pâine. Unde-i frate? De unde am venit? Cine a făcut o gaură acolo? Ah, cred că așa era. Fenomene naturale. Doamne, nu văd eu casa aia. 3800 cu minus 1200 parcă. Deci în partea asta, hai să vedem. Că dacă nici în partea asta nu dăm de ea, o să fie problemă. Adică nu m-am îndepărtat foarte mult. Ce e asta? O să vin într-o zi și o să tai așa un munte de clay și o să-mi strâng o grămadă de clay. Probabil asta o să fac într-o zi cu soare după examen. V-am zis, săptămâna asta nu o să mai prea postez așa ca lumea. Vlogurile o să înceapă să fie postate de săptămâna viitoare. 1, 2, 3 pe săptămână. Nu știu nici eu exact. Frate, era... În partea aia o fi? Cred că o fi pe aici. Cred că o fi în partea asta. Hai să vedem. Pierd o grămadă de timp cu chestia asta. Dar na, ce să facem? Ce să facem și noi? Frate, pe aici ar trebui. Cred că mă duc pe aici. Și pe aici. Nu, frate. 3800 știu eu că era. Sau 3700, ceva genul ăsta. Să încerc să ajung la 3800. Sper că nu de aici am venit. Nu cred. Nu cred. Dar, poate de aici am venit. Poate. Nu știu sincer exact. Hai să mergem pe aici. Stai, tu vrei să zici că acolo e ocean? What the fuck, frate? Unde-i casa lui Vovo? Aoleo, știți ce sunt? Cam pierdut. 3800 știam, frate, la 3800 e în apă. Ce 3800 visez eu? Uite, asta e nisip Red Sand. Unde-i, unde-i, unde-i? Sau ui... Bă, dar e Red Sand. Și îmi place mult cum arată. Hai să urc pe chestiile astea. Cred că 1300 era, minus 1300. 3800 și ceva. 3900 poate. Aoleo, nu știu, nu știu. Uite, îmi plac copacii ăștia. Dar nu se pot lua. Poate cu silk touch s-ar putea. Sau cu... Cu chestii de aia ce taie frunzele, nu știu. Mi-ar plăcea să-mi pun câțiva la mine în curte. Dar nu știu. Hai să vedem pe aici, frate. Pierdem o grămadă de timp. Știu chestia asta. Știu că deja episodul are vreo jumătate de oră. Dar ce vreți să fac, fraților? Ați tot vrut alianță? Acum am pus și eu alianță. Aha, sfârșit. Stai așa să mă dau pe 6 și nu întrebați de ce mă dau pe 6. Așa îmi place mie, nu că am probleme cu lagul, pentru că lagul nu am. Pe alianță n-am deloc lag și o să stau și cu setările mai mari, așa puțin. Ok, perfect. Pe aici. Și uite aici. Tuc.
Aici e portalul. Mergem să terminăm pe deaua și încheiem și episodul după. Aoleo, dar Geo tot intră și tot iese. Și tot face mare. În fine, nu știu. O să mă pun să joc și niște survival games. S-am filmat vreo 2-3 episoade de survival games. Na, s-am ce posta pentru că v-am zis, următoarele zile nu o să mai prea postez, doar câte unul pe zi, cred, pentru că na, examen și știți voi, măcar de data asta să fac o mică pauză. Pentru că ați văzut, fraților, am examen și totuși eu postez ca un nebun și n-ar trebui, dar efectiv eu mă joc și când mă joc, zic de ce să nu și postez, hai să punem și niște torțe pe aici, că n-ar arăta rău. Bine, ar arăta așa, poate cam rău. Le pun cam random, dar să lumineze puțin zona. Ok, hai că mai nu mai avem foarte mult. Dar totuși mai este. Ar trebui să facă cu rail-uri, sincer. În locul lui aș face cu rail-uri și probabil asta o să facă, sau nu știu. Îmi place ținta de la texture pack-ul ăsta, sincer. E destul de mișto. Dar, hai să arunc astea, să arunc două bețele astea. Ok, am ajuns aici, o luăm în partea asta și mergem acasă. În sfârșit să terminăm podeaua în casă. Știți că era nether brick-uri, dar le-am scos ca să pun... Sunt singur pe server în momentul ăsta, uite. V-am zis, le-am scos pentru a putea avea o casă mai frumoasă. Uitați-vă și voi, focul e verde. Asta mi se pare ciudat, cum să fie focul verde, frate. Poate o să mai schimb și eu textura asta. Bine, știu că e a lui și nu, dar dacă o schimb eu și nu o să o fac publică gen că e a mea, nu are de ce să se supere, pentru că până la urmă chestii din Redcraft astea și din mai multe chestii. Așa că nu, dacă o să schimb puțin, o să schimb săbile, nu îmi plac astea, dar nu mai îmi plac așa mult ca înainte. Înainte îmi plăceau mult. Uite, frate, făcut verde nu-mi place. Pare prea ciudat. Aș pune mov. Sau nu știu exact ce culoare, dar hai să mergem pe aici și pe aici și să ajungem acasă. În sfârșit am ajuns acasă. Perfect, aoleu. Suntem acasă. Hai să terminăm podeaua să putem și încheia episodul, pentru că deja cred că de vreo jumătate de oră tot lucrez la episodul ăsta, să-l filmez. Și am mai filmat și înainte și am filmat vreo 20 de minute și am observat că microfonul era pe mut. Dar astea nu n-ar vrea să vi le zic vouă, pentru că nu cred că vă interesează, sincer. O să am mult de randat, dar na, asta e. Adică, nu știu, parcă văd când mă uit cât are episodul, 10 minute, stai ce, numai 10 minute. Parcă am filmat o veșnicie. Așa se întâmplă de obicei. Dar sunt sigur că are vreo jumătate de oră asta deja, pentru că nu știu, am stat destul de mult timp. Hai să pun, zici că e portocaliu, frate, de la lumina asta. Nu prea, dar puțin așa zici că e portocaliu. Aoleu, cât greșesc, frate, cât greșesc. Adică cât greșesc să pun astea. Să vedeți că nu mi-ajunge. 4 stack-uri. Să vedeți că nu o să mi-ajungă. Dacă nu mi-ajunge, sincer, o să fac niște nervi. O să mă enervez. O să mă enervez și o să mă duc și o să fur. Glumesc. Aoleu. Aoleu. Nu mi-ajunge. Sau mi-ajunge? Ba da, cred că mi-ajunge. Dacă nu mi-ajungea, sincer, mă enervam. Și mă enervam și mai mult și lăsam totul baltă. O să decorez casa asta în episoadele viitoare. Etajul și restul o să le fac. Uite că mi-am rămas și cu un stack și ceva. Paranoia că nu o să mi-ajungă. M-a speriat puțin, dar... Na. Uite că mi-a ajuns torțe. Hai să pun torțele astea care mi-au rămas pe aici să nu se spawneze mobi. Ok, sus la etaj o să fac.
Ok, pe hai să punem și ușile înapoi, dacă tot două ușile am pierdut, nu știu exact pe unde. Să pun și aici. O să pun și restul. Ok, păi cam atât cu episodul ăsta din Minecraft Alianța Minerilor. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!